Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc în primul rând pentru că ați răspuns invitației noastre privind convocarea Comitetului Local de Situații de Urgență a Municipiului Ionești. Astăzi 10 martie 2020, orele 15, pentru a discuta și a aproba măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu nou contravirus COVID-19, precum și informarea și punerea în aplicare a prevederilor transmise de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. Nu știu dacă aveți cunoștință, dar am eu, în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vă aduce la cunoștință dumneavoastră anumite informări și decizii luate la nivel național și județean și implicit toate măsurile ce rezultă din aceste comunicate și decizii pe care noi trebuie să le implementăm la nivel de localitate, de municipiu. Așadar, astăzi, din partea Ministerului Afacerilor Interne către Prefectura județului Bacău a fost transmis un document și anume, vă citesc, vă transmitem anexat în copie hotărârea numărul 6 din 9-3-2020 a Ministrului Afacerilor Interne, președinte al Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus, hotărârea numărul 8 din 9-3-2020 a grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor contagioase pe teritoriul României și anexa aferent. Totodată se recomandă să dispunem în regim de urgență măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor din documentele transmise. Prefectura, primind acest document, a făcut o notificare către toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău și vă voi da citire următorului document. Ministerul Afacerilor Interne, instituția prefectului județului Bacău, astăzi 10-3-2020, către Consiliul Județean Bacău, serviciile publice deconcentrate, unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău. În contextul actual provocat de răspândirea coronavirusului la nivel internațional și național, pentru ocrotirea stării de sănătate a populației din județul Bacău, având în vedere articolul 8 din hotărârea numărul 6 din 9-3-2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, vă aducem la cunoștință obligația ca toate instituțiile publice și private să asigure la toalete materiale destinate igienii personale, săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini, dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și altor suprafețe expuse, mese de conferință, birouri. Cu deosebită stimă, prefect Alexandru Miroșan. Având în vedere cele menționate mai devreme, consider că în calitatea pe care o am de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgențe, am sarcina, în primul și în primul rând, de a proteja toți locuitorii municipiului Ionești, de a nu fi expuși acestei pandemii, aș putea spune, și cred că materialul primit în acest moment de la prefectură nu este încă suficient în ceea ce avem noi de făcut. Așadar, după cum știți și dumneavoastră, astăzi ne propunem o serie de măsuri pe care să le implementăm la toate instituțiile de pe raza municipiului Ionești și fie că vorbim instituții de învățământ, instituții medicale, alte instituții reprezentăm Ministerul Afacerilor Interne și chiar agenți economici care au și dânsii la rândul lor anumite sarcini. Și dați-mi voie să vă citesc măsurile pe care le propunem noi astăzi, urmând ca în funcție de informațiile pe care le primim de la nivel național și județean, să completăm această listă de măsuri, astfel încât ea să vină în sprijinul
tuturor locuitorilor municipiului Ionești în ceea ce ne dorim, și anume prevenția și protejarea locuitorilor vis-a-vis de acest flagel. Și anume, hotărârea numărul 1 din 10.03.2020 privind măsurile dispuse la nivelul municipiului Ionești de combaterea noului coronavirus. Comitetul Local pentru Situații de Urgență, constituit în baza dispoziției primarului municipiului Ionești numărul 1306 din 11.12.2019, având în vedere prevederile articolului 12 din Ordonanța de Urgență numărul 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, hotărârea numărul 6 din 9.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă măsurile de punere în aplicare la nivelul municipiului Ionești a hotărârii numărul 6 din 9.03.2020 emisă de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. Articolul 2. Toți directorii unităților de învățământ, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, post-liceal și profesional din municipiul Ionești vor lua măsuri de igienizare și dotare cu materiale igienico-sanitare în perioada suspendării procesului de învățământ, adică 11 până în 22.03.2020, astfel încât reluarea cursurilor să se facă în condiții de siguranță și igienă. Articolul numărul 3. Managerul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești va lua măsuri de sistare a stagiilor de practică în unitățile în unitate ale studenților și cursanților școlari, post-liceale, sanitare, dacă nu au fost întrerupte anterior datei de 9.03.2020. Articolul numărul 4. Reprezentanții legali ai tuturor unităților de alimentație publică din municipiul Ionești, precum și furnizorii publici sau privați de transport persoane, răspund și asigură ducerea la îndeplinirea măsurilor de igienizare, dezinfectare frecventă a suprafețelor, în special în zona caselor de marcat, cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe, uși, instituie măsuri de evitare aglomerării de persoane, dezinfecția frecventă a habitatului, mijlocului de transport la finalizarea traseului, exemplu, bare și suport de susținere, uși, scaune, etc. Serviciul public de poliție locală și poliția municipiului Ionești vor informa agenții economici și vor urmări modalitatea de punere în aplicare a măsurilor prevăzute la articolul numărul 4, alineatul 1, din prezenta hotărâre, aplicând sancțiuni în caz de neconformare. Articolul numărul 6, 5. Direcția administrativă va asigura dotarea cu materiale destinate igienei personale la toaletele din primăria municipiului Ionești, precum și dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și altor suprafețe expuse, mese de conferință, birouri. Conducătorii tuturor celorlalte instituții publice și private din municipiul Ionești verifică și au măsuri similare celor prevăzute la articolul 5 alineatul 1 la nivelul unităților proprii. Serviciul public de poliție locală și poliția municipiului Ionești vor urmări modalitatea de punere în aplicare a măsurilor prevăzute la articolul 5 alineatul 1 și 2 din prezenta hotărâre, aplicând sancțiuni în caz de neconformare. Articolul numărul 6, alineatul 1. Direcția administrativă va lua măsuri de limitare accesului în primăria municipiului Ionești și instituții și instituirea unui ghișeu unic de relații cu publicul pentru situațiile urgente cu caracter de excepție. Articolul numărul, alineatul 2. Cetățenii vor solicita informații sau consultanță în problemele din area de competență a primăriei la telefoanele instituției și adresele de mail oficiale care se regăsesc pe pagina primăriei. Articolul numărul 7. Serviciul voluntar pentru situații de urgență va lua urgent măsuri de prevenire, comunicare și informare a populației cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse, asigurând cu sprijinul Biroului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din cadrul primăriei municipiului Ionești și publicarea periodică pe site-ul primăriei informațiilor actualizate
cu privire la măsurile de combatere a coronavirusului. Acestea sunt măsurile pe care astăzi le luăm și le vom comunica tuturor unităților din subordinea Primăriei Municipiului Onești și unități din subordinea Ministerului Sănătății, Ministerului de Interne. Și vă rog ca toți factorii implicați să-și ia măsurile proprii, astfel încât situația să fie una bine gestionată și reacția noastră să fie una rapidă, promptă și profesională. Cu siguranță vor urma noi măsuri la nivel național, județean și implicit și nivel local. Dar până atunci, cred că avem datoria și obligația să ne mobilizăm, să facem front comun, astfel încât să gestionăm bine această problemă. Domnul Nicolcea, nu știu dacă este, sau din partea spitalului, domnul doctor, dumneavoastră? În momentul de față, poate să confirme și domnul doctor, nu există nicio situație, să spun, a fost un caz, o suspiciune în cazul unei persoane, ați văzut și dumneavoastră în mediul virtual, pentru că a fost destul de promovată, nu s-a confirmat, să spun, la acea persoană existența acestui coronavirus. Înțeleg că urmează să se repete procedura de, nu știu, examen medical care este, iau noi probe, dar în municipiul Onești nu este în acest moment confirmat niciun caz. Sunt destule persoane de bună sau de rea credință care diferite medii dezinformează sau, eu știu, incită că sunt nu știu câte situații la spitalul municipal și așa mai departe. Sunt persoane care sunt autoizolate, dacă pot spune așa, la domiciliu, printr-o procedură deja stabilită la nivel național, persoane care s-au întors din Italia, care au declarat lucrul acesta conform legii și urmează procedura stabilită la nivel național. Niciuna din aceste persoane, până astăzi, la această oră, nu s-a demonstrat și nu s-a confirmat prezența coronavirusului la niciunul dintre cazuri. Așadar, eu fac apel la, să zic, la calm, la profesionalism din partea dumneavoastră, dar ceea ce este important este să ne facem fiecare dintre noi datoria, să ne implicăm activ și să încercăm să evităm situațiile, eu știu, critice, mai ales cele privind dezinformare. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Și bineînțeles, dacă sunt observații la hotărârea formulată de către mine și de către colegii mei, mă refer aici, bineînțeles, dacă o putem completa cu anumite aspecte pe care dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, ni le puteți, eu știu, comunica acum și noi să venim să îmbunătățim ceea ce am propus noi astăzi. Vă rog, doamna director. Sigur că da. Sigur că da. O să completăm hotărârea și în privința creșii. Sugestii, întrebări, clarificări, dacă sunt. Dacă nu, supun la vot hotărârea în forma prezentată cu virgulă completarea făcută de către doamna director de la Direcția Generală de Asistență Socială și rog membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență să voteze cine este pentru. Dacă este cineva împotrivă, să înțeleg că nu. Abțineri? Să înțeleg că nu. Eu vă mulțumesc, vă rog frumos ca programul dumneavoastră din aceste zile să fie unul care permite mobilizarea dumneavoastră în oricare dintre următoarele zile pentru o nouă convocare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență și dacă există persoane dintre dumneavoastră, mă refer la factori decizionali care își propun ca în viitorul apropiat să-și ia concediu, să înțeleagă că trebuie să facem un efort împreună și trebuie să renunțăm la
eu știu, activitățile și programul propriu pentru a veni în sprijinul locuitorilor municipiului Ionești și să ne mobilizăm împreună să trecem peste această problemă care până acum nu ne-am întâlnit cu ea în municipiul Ionești, nici incidența în municipiul astăzi nu există, dar cu siguranță vor fi situații pe care împreună trebuie să le gestionăm cu bine. Eu vă mulțumesc și în primul rând vă urez multă sănătate. Vă mulțumesc mult, o zi bună tuturor și ceea ce vă rog este, haideți începând de mâine să bugetăm, să alocăm fondurile necesare pentru a duce la îndeplinire toate aceste, să spun, sarcini. Astăzi vom aduce sau în cunoștința opiniei publice toate aceste decizii pe care le-am aprobat astăzi împreună. Și în viitorul apropiat, cu siguranță, vor fi și alte ședințe pe care le vom gestiona, zic eu, de o manieră corectă și pozitivă. Vă mulțumesc, o zi bună! Da. Okay. Eu ce vă rog frumos...